Când ai toată puterea în stat, sigur este ușor să dai vina pe cineva, doar că până la o anumită etapă. Vreau să spun că asta ține o lună, ține două, jumătate de an, hai să spunem, un an maxim, mai mult nu. După care, oferi rezultate în actul guvernării sau nu, oamenii deja o să judece. Și vreau să spun că dacă n-ar fi fost această situație geopolitică, acest nenorocit război din Ucraina, lucrurile deja erau tranșate, de mult. Deci avem această situație pe de o parte și pe de altă parte, încă o dată, chiar dacă mă repet astăzi de mai multe ori, lipsa unei alternative. Uitați-vă ce avem noi la ora actuală. Care este discursul public la ora actuală? Războiul, corupția, ce mai avem noi? Rusia, destabilizarea. Nu, da, Rusia este evident. Destabilizarea, dar dacă este să scoatem în evidență subiecții care sunt vizați în acest discurs politic, atunci Maia Sandu șor, șor Maia Sandu. Și eu undeva am mai spus și repet și astăzi, senzația mie mi screază că undeva ei se hrănesc reciproc, sub aspect politic. Deci undeva interesul este să fie ăștia doi, înțelegi? Pentru guvernare este ok asemenea opoziție, pentru opoziție este ok situația care este la ora actuală. Și opoziția vine în mod special, canibalizează Partidul Socialist. Eu nu înțeleg anumite lucruri care se întâmplă în Partidul Socialist, pentru că asta trebuie să vezi să înțelegi. Probabil involuntar fac jocul ducându-se pe segmentul de joacă lui Șor, dar pe de altă parte guvernarea. Și în momentul în care cineva, ca alternativă, ridică capul și începe să vorbească, scoate în spațiu public problemele reale care sunt, atunci dau navală toți. Așa numită presă liberă și democratică, care promovează adevărul. Analiști politici care parcursul timpului au trecut de la un lider politic la altul, fiind deservindu-i, știți? Și haideți că eu vă spun cunoștință de cauză, nu prin muncă voluntară sau voluntariat, care reprezintă voluntariat. Acum a apărut fabrica asta de troli, înțelegi, că de pur și simplu bine plătiți. Sigur nu fac nici ăștia gratuit. Pentru că nu convine. Înțelegeți? O guvernare serioasă și responsabilă are nevoie tot timpul de o opoziție responsabilă, serioasă, pentru că fără opoziție serioasă nu ai guvernare și serioasă și invers.